venit astăzi o comandă de la Bon Prix. Cred că v-am mai spus eu în trecut că eu am o colaborare cu ei și m-au căutat din nou să-mi aleg niște lucrușoare de pe site-ul lor și mi-am ales. Astăzi a venit comanda și mi-am luat 3 plovere și o rochiță. Acum am să vi le arăt doar așa ad hoc, nu stau să fac styling sau, mă rog, ceva de genul, pentru că oricum trebuie să fac poze îmbrăcată în ele. Și aia o să fie altceva, o să vedeți pozele pe Instagram și pe blog, dar acum vi le arăt doar așa câte puțin. Și mi-am luat un plover negru, aș vrut pe altă culoare, mai avea burgundii care era foarte fain, însă mi se pare că doar ăsta era mărimea mea și l-am luat pentru că mi s-a părut interesant, deoarece este făcut din, stați că vă spun imediat, din 32% poliester reciclat. Mi s-a părut interesantă chestia asta. El, de fapt, este un cardigan. Se desfac nasturi ăștia, butoni ăștia, mă rog. Se pot desface. Problema mea cu el este că acești nasturi parcă sunt prea strălucitori pentru mine. Pe site arătau altfel, să știți. Când i-am văzut, păreau mai simpli. Dar așa văd că au destul de multe pietricele. Dar, în fine, să zicem că fiind puloverul negru, nu arată chiar așa de rău, nu iese în evidență prea tare și e destul de eleganțel și e foarte moale materialul. Mi-am luat un plover, după cum spuneam. Acesta este un cărămiziu foarte, foarte fain. Are decolteul în V și este așa mai lunguț. Mă așteptam să fie mai greu, dar e destul de ușurel și, dacă vedeți voi, ia, se vede, nu știu cât se vede. Ideea este că se vede prin el. Eu vă văd acum uitându-mă prin acest plover. Dar e ok, cu un mai iupede de sub, oricum eu port mai iupede de sub iarna, adică nu-i problemă de genul ăsta. Și încă unul, acesta gri. La fel am luat gri pentru că n-am găsit altă culoare în mărimea mea. Acesta este. E foarte moale la fel materialul și aici ar trebui să fie ca un fel de fundiță, dar nu știu dacă trebuie să o fac eu sau ar trebui să stea ceva de genul. Nu știu exact, dar o să văd. Dar este foarte fain și are umerii ușor, ușor bufanți. Să știți că încă nu le-am probat, așa că am să le probez imediat cu voi pe cameră. Și o rochiță din care nu o să înțelegeți foarte multe acum, dar atunci când am să mă îmbrac cu ea o să vă dați seama ce și cum. Este un maroniu, nu e chiar... E chiar maro, n-aș putea să definesc această culoare, dar are aceste bulinuțe negre, este, cred, până sub genunchi, cred că așa vine, și e cumva parte peste parte, stați că m-am încurcat și eu aici, rochie, vine așa parte peste parte, o să vă arăt îndată când mă îmbrac cu ea, sper să nu fie foarte, foarte decoltată. Nu-mi dau seama așa. Este mărimea 34, tot ce am luat este mărimea 32-34, undeva în zona aia, că știu că ei au cumva mărimile mai mari decât în mod normal și mereu iau cea mai mică mărime, ca să fiu sigură că este ok. La plovere pare totul în regulă, la rochie am să văd și am observat ceva nou la ei pe site, la Bon Prix. De exemplu, la această rochie puteam să aleg între două siluete. Aveau siluetă joasă, ceea ce am și ales la cei 1,63-62 ai mei, și aveau silueta tipică sau silueta standard, ceva de genul ăsta. Nu știu ce înseamnă pentru ei silueta tipică sau standard, dar în mintea mea m-am gândit că e cumva pentru o silueta mai înaltă. Așa că am luat silueta joasă. Sper să fie ok, dar din ce am văzut eu așa, cred că e ok și cu talia și cu lungimea. Bun, hai că probez și vedem cum arată. Ăsta este ploverul gri, cam așa arată. Asta e lungimea. Ignorați pantalonii, nu știu dacă îi vedeți, dar v-am zis că nu m-am aranjat sau ceva de gen. E strict cât să vedeți voi cum arată piesele și are mânecile destul de largi. Nu mă așteptam să fie chiar atât de largi. Vedeți cum atârnă aici. Eu o să-l port oricum ceva de genul ăsta, cred. Mai degrabă s-au băgat în blugi și sus are chestiuța asta, care cred că așa ar trebui să stea. Sau nu-mi dau seama exact, că nu prea am cum să fac o fundă, că e destul de scurtă bucata asta. Ceva de genul, mai că nu prea stă, știi? Vine parte peste parte, așa. Da, da, îmi place, se simte foarte fain pe piele, e foarte moale.
Și hai să vedem pe următor. Ăsta e cel cărămiziu. Cred că voi îl vedeți mai roșu decât este de fapt. E mai lung decât cel dinainte, dar la fel. Eu îl port ceva de genul ăsta, așa am să-l port. Și e ok. Aici are niște cusături care mă țin, cumva. Cred că trebuie să vină așa, totuși. Ceva de genul, pentru că mă țin la spate. Da, ăștia-s umerii. Nu l-am așezat cum trebuie. Da, cam asta este. Și se simte și asta ok. Chiar dacă nu e la fel de moale ca celălalt, dar nu mănâncă, cel puțin deocamdată, nu mănâncă pieletele, nu e aspru. Bun, hai, următorul. Și ăsta e cardiganul negru, bineînțeles că a denaturat toate culorile, fiind negru. El e super fain, să știți, se așează foarte bine și e moale, moale de tot materialul. Doar că, na, nasturește nu sunt neapărat stilul meu sau pe placul meu, dar, na. E ok, nu știu dacă vrei să fii puțin mai elegantă, să zicem. Poți să porți așa ceva. Deschiat, nu știu cum ar arăta. Am mai pe dedesubt, dar nu mai stau să deschid acum. Nu cred că ar arăta la fel de bine, că tot farmecul, teoretic, sunt acești nasturi. E ok și la mânecă, oricum eu port mânecele cam așa. Asta e stilul meu, dar să știți că între toate astea parcă îmi place cel mai mult cum arată pe mine. Chiar îmi place cum stă și cum se așează. Și asta este rochia, care îmi place super mult cum se așează, dar pe care voi nu puteți să o vedeți în întregime, din păcate. Să încerc să mă urc un scaun, măcar să-i vedeți lungimea. Ia, stai așa. Facem aici echilibristică. Hopa! Da? Ceva de genul ăsta, vedeți, vine puțin sub genunchi, ceea ce e foarte ok. Știți că nu-mi plac fustele foarte scurte. Și vine așa parte peste parte, e super, super faină. Aici la cordon cred că mai trebuie să fac eu ceva, pentru că e mai lung într-o parte și mai scurt într-alta. Nu știu ce am făcut acolo. Stați așa să cobor de pe scaun. Da, asta este și nu mi se pare foarte decoltată, ceea ce e ok. Oricum are aici, așa, un fel de sistem de-asta de moș și babă, ceva de genul ăsta, ca să țină și să nu... Na. Cadă toate cele, să nu dezvăluie prea mult. Nu că avea la mine ce să cadă, da? În fine, trecem peste. Și la spate arată cam așa, ce puteți vedea voi acolo. Da, da, e foarte fain, îmi place foarte mult. La cum se așează, îmi place rochia cel mai mult și cardiganul acesta negru, neașteptat. Dar și alelalte două sunt ok. Da, bun, bun. Acum să vedem, trebuie să găsim o zi sau două, nu știu, când exact, să ieșim să facem niște poze și să vedem unde, că la cât e de urât afară și înnorat și mohorât, nu prea te inspiră nimica. Dar vedem noi ce și cum, poate în weekend reușim să ieșim. Stau așa ca să mă vedeți. Am uitat să vă spun, strângeam rochia și ploverele și am uitat să vă spun că rochia asta vreau să o port cu ciorapi groși pe dedesubt, că oricum nu se văd, și cu cizme până la genunchi, ca să ține de cald, deci o să fie numai bine, și cu un palton ceva pe deasupra. Oricum, având în vedere culorile și faptul că are mânecă lungă, este clar că e mai mult o rochie de toamnă, iarnă, hai să spunem, dacă o purtăm așa cu ciorapi groși pe dedesubt, nu mi se pare că ar fi o rochie de vară. Dar nici n-am luat-o pentru vară, așa că de-abia aștept să o... de la unghii și le-am făcut verde smarald până la urmă, dar am combinat două modele cumva, pentru că vă spuneam eu că nu găsesc un model ca lumea și arată cam așa. Este un verde smarald foarte, foarte închis, care bate înspre negru. Stați așa că am venit cu lampă după mine. Nu știu cum îl vedeți voi pe cameră, dar vă spun eu că este verde, nu este negru. Ia, poate așa, se vede că e verde? Se vede, se vede? Are și ceva sclipici în ea, oja asta, vedeți cum strălucește. Și pe degetele astea două, adică astea două, am făcut așa un model, mă rog, nu eu l-am făcut, dar am făcut așa un model care să ducă cumva și cu gândul la Crăciun,
Sunt niște frunzo, crenguțe, ceva crenguțo frunze de genul ăsta și niște picățele aurii. Inițial am vrut să le fac pe toate verzi și doar pe degetul acesta să fac un fel de brăduț așa stilizat. După aia m-am gândit că trece Crăciunul, trece Revelionul și eu rămân cu modelul ăsta pe unghii până ajung să îl schimb. Și am zis că hai să fac ceva care se ducă cu ideea la Crăciun, la sărbători, dar să nu fie chiar ceva așa bătut în cuie, da, băi, ăsta e model de Crăciun cu brăduți, Moș Crăciun și alte nebunii de genul. N-am apucat să deschidem calendarele azi, din păcate, și nu cred că mai apucăm, dar poate mâine sau poi mâine de bea o să filmăm deschiderea a două sau trei căsuțe din calendar, așa că o să fie mai multe surprize, o să fie ceva mai interesant. Dar până atunci acesta a fost clipul de astăzi. Spuneți-mi în comentarii dacă v-au plăcut lucrușoarele pe care le-am luat de pe Bonprix sau care v-a plăcut mai mult. Sunt curioasă să aflu și părerea voastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și ne auzim mâine, ca de obicei. V-am pupat! Pa!